săptămâni, practic, s-a semnat la Petroșani contractul de lucrări, proiectare și execuție a acestei baze sportive cu suprafață artificială la dimensiuni normale. Practic, suntem în programul național al Companiei Naționale de Investiții cu aceste baze sportive cu suprafață artificială, cu nocturnă, cu 500 de locuri în tribună, spații administrative. Astăzi au venit topografii, fac ridicările topo, țărușează practic amplasamentul, iar în cel mai scurt timp firma care a câștigat licitația probabil va intra în teren cu lucrările efective la această bază sportivă. Eu mai doream să vă întreb despre 1 decembrie. Înțeleg că orice manifestare anul acesta este suspendată sau nu va fi organizată? Nu știm exact. Deocamdată regulamentul este că afară putem organiza astfel de evenimente cu maxim 50 de participanți. Cu siguranță vom marca acest moment important al Zilei Naționale prin arborarea drapelului național în parcul central, așa cum am făcut și până acum, dar nu va mai fi nici spectacol și nici ceea ce făceam noi cu tradiționala mâncare, fasole cu cârnați sau fasole de post, așa cum făceam în ceilalți ani. Municipiul Petroșan va fi împodobit anul acesta de sărbătoare sau banii vor fi relocați pentru... Aici avem o discuție, încă n-am luat o hotărâre. Cu siguranță vom avea luminițe de sărbători, dar probabil că nu la nivelul la care am avut până acum. Vom face la un nivel mai redus și din acest motiv al banilor, care vor fi relocați cu prioritate în alte părți. PCR-ul e în procedură, am discutat cu cei de la spital, spațiul este aproape gata, amenajat, urmează ca în cel mai scurt timp, eu cred că în jur de 2 săptămâni, să avem PCR-ul la Petroșani. Având în vedere că sunt tot mai mulți pacienți care sunt trimiși de la alte spitale, dacă ei trebuie să facă acest PCR, nu ar trebui și alte primării să contribuie? Bine, aici e o discuție în care deocamdată să rezolvăm problema. Nu cred că mai avem timp de a sta și a face aceste discuții legate de plata PCR-ului. O să-l plătim noi și cu siguranță acest PCR va deservi toată Valea Jiului. Cât de important este în acest context pandemic, mai ales că probele în continuare sunt duse și în alte județe? Este foarte important pentru că deocamdată avem un protocol foarte bun cu laboratorul din Deva, însă cu siguranță dacă vom reuși să testăm mai mult, atunci va fi în beneficiul nostru al locuitorilor din Petroșani și din Valea Jiului. Deci vom putea să facem testele în 24 de ore. Campania electorală este suspendată pentru o perioadă din cauza tragediei de la Piatra Neamț. Da, așa este. Premierul Orban a și anunțat de ieri 3 zile, campania electorală este suspendată în semn de respect pentru victimele de la Piatra Neamț. O situație foarte neplăcută și cred că este un gest normal.